Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Îi mulțumim și pentru seara aceasta, îi mulțumim și pentru șansa și ocazia minunată de a fi în prezența Lui, împărtășie cu El și împărtășie unii cu alții. În studiul nostru de familie suntem la partea a doua a ciclului Modelul Trinitar al Familiei. Și în partea a doua vorbim despre nevoile celor doi. Nu atât accentuând diferențele dintre ei, ca și cum ar avea nevoi diferite, poate le exprimă diferit, ci mai degrabă subliniind faptul că aceste nevoi sunt nevoile ființei umane, fie că este vorba de bărbat, fie că este vorba de femeie. O să avem un text din care citim. O să vă rog să deschideți la Eclesiast, capitolul 4, și o să citim de la versetul 9 la 12. Și, cum bine vă amintiți, folosim această imagine, această metaforă a plantei, a florii, dacă vreți, a pomului. Nevoia unei plante este nevoia de sol și am asemănat solul cu nevoia de dragoste. Planta are nevoie de apă și am asemănat această nevoie cu nevoia de comunicare. O floare ca să poată crește, un pom ca să poată crește, are nevoie de aer și am vorbit atunci despre nevoia de respect. Dar nu în ultimul rând are nevoie și de căldură. Și asta am asemănat cu nevoia de protecție, de siguranță. În seara aceasta o să vorbim despre cea de-a cincea nevoie, și anume nevoia de lumină. Și sigur că vorbim despre direcție, despre viziune, despre călăuzire. Și iată ce spune Solomon în textul nostru. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Amin. Ce îmi place în acest text este că în simetria și în ritmul în care vorbește despre doi la nivelul muncilor, la nivelul comunicărilor, la nivelul luptei lor. În concluzie, Solomon arată lucrurile puțin diferit și ne lasă să înțelegem că există un secret. Și acest secret se numește cel de-al treilea. Trebuie totdeauna în familie să existe cel de-al treilea. Și acesta este Creatorul, acesta este Mântuitorul, acesta este Domnul, acesta este Salvatorul familiei. Acesta este Cel care poate ajuta familia să reziste. Dacă sunt numai doi, relația se poate rupe ușor. În munca lor pot obosi ușor, în comunicarea lor pot avea dificultăți. Chiar în lupta lor pot avea ispite și pot avea atacuri foarte mari. Dar Solomon ne spune că totdeauna trebuie să fie un al treilea. Și acest al treilea face ca funia să nu fie răsucită, pentru că dacă sunt doi, nu poți împleti două fire. Cel mult ce poți face cu două fire, le poți răsuci una pe lângă cealaltă. În momentul când ai pus presiune asupra lor, o să vezi că
faceți experimentul acesta și vedeți. Luați două fire, luați două funii, dacă vreți, cum vreți, și încercați să le puneți împreună și nu o să le puteți împleti, cu siguranță. Ce o să puteți face? O să le puneți una după alta, cumva, una în jurul celelalte. Și puneți presiune asupra lor, puneți-le la test și întindeți-le și forțați cât se poate. Nu să le rupeți, da? Și o să vedeți că se desfac. Ca să nu se desfacă, trebuie al treilea. Ca să stea împreună, trebuie al treilea. Și acest fir de la mijloc este Dumnezeu. Este Domnul Iisus Hristos. Este Duhul Sfânt. Și aici vorbim în seara aceasta despre nevoia de viziune, despre nevoia de lumină, despre nevoia de călăuzire, nevoia de direcție. E important lucrul acesta, spune tot Solomon în Proverbe 29:18, că atunci când nu este nicio descoperire dumnezească, poporul este fără frâu, este out of control. Să știți că lucrul acesta se aplică și la familie. Și familia e un mic popor, e o mică entitate care neapărat are nevoie de descoperire dumnezeiască, de lumină, de viziune, de călăuzire. Când am avut seminarul de familie aici la biserică cu bărbații, am vorbit despre patru stâlpi care țin familia din perspectiva bărbatului, din perspectiva soțului. O să vi-i prezint din nou, doar cu precizarea că asta nu se aplică numai la bărbat, se aplică și la soție, se aplică și la femeie. Pentru că amândoi au nevoie de lumină, amândoi au nevoie de călăuzire, amândoi au nevoie de viziune. Necazul se întâmplă atunci când ori nu au niciunul nicio viziune, ori s-ar putea să aibă viziuni diferite. Și atunci, we have a problem. Atunci suntem deja în încurcătură. Și spuneam atunci că primul stâlp și foarte important stâlp în definirea caracterului unui soț credincios sau unui soț care cunoaște pe Domnul, este caracterul de conducător spiritual. Vedeți, în Vechiul Testament, Scriptura ne spune că Duhul Sfânt venea peste rege, venea peste profet și venea peste preot. Aceste oficii divine, aceste oficii spirituale, definesc împreună o ungere specială de conducător. Cel căruia Dumnezeu îi vorbește și îi dă lumină și îi dă descoperire, îi dă viziune. Ori în familie, soțul, bărbatul, prin excelență, este acel preot, este acel conducător, este acel rege în casa lui, dacă vreți, acel stâlp și acel conducător spiritual care trebuie să aibă lumină, să aibă viziune, să aibă din partea Domnului călăuzire. Și e bine ca cei doi să se roage împreună și amândoi să aibă aceeași viziune, să aibă aceeași călăuzire, să aibă aceeași lumină, pentru că e foarte ciudat atunci când amândoi pretind că au din partea Domnului o lumină, dar merg în direcții diferite. Ba mai găsim situații în care soțiile sunt mai spirituale, în ghilimele, pus, sau sunt mai rugative, sunt mai aproape de Domnul decât ei. El aduce banii, muncește, aleargă, face tot ce poate ca familia lui să nu ducă lipsă de pâine, să nu ducă lipsă de acoperiș deasupra capului. Și când e vorba de partea spirituală, când e vorba de călăuzire, de lumină, cine primește lumina aceasta? Cine primește călăuzirea aceasta? Cine este sub ungerea aceasta de autoritate spirituală?
ca să primească lumină și să dea familiei direcție. Familia are nevoie de direcție, omul are nevoie de direcție. Așa e creat omul de Dumnezeu, cu această nevoie. Exact cum are nevoia de comunicare, exact cum are nevoia de siguranță, tot așa are și nevoia de sens. Omul trăiește cu această nevoie de sens. Trebuie să știe de unde vine și încotro se duce. Trebuie să știe cu ce rost îi pe planeta asta. Îl întreb de când e mic pe copil, ce vrei să te faci când ești mare? Unul zice vreau să fiu doctor, altul zice vreau să fiu inginer, altul zice vreau să fiu mecanic, altul vrea să fie trochist sau nu știu ce vrea să fie. Și de multe ori părinții sunt aceia care pun sămânța în copil și spun tu ai să fii doctor, tu ai să fii profesor, tu ai să fii artist, tu ai să fii pictor. Știu eu ce văd părinții în acel copil și ce descoperă și ce lumină primesc ei de la Domnul, în așa fel încât copilul are un sens, are o direcție. Termină liceu, merge la facultate, știe că vrea să facă dreptul, știe că vrea să facă medicină, știe că vrea să fie misionar, vrea să fie păstor, vrea să fie șofer, nurse. Dar nu numai asta, e nevoia de sens. Tot timpul trăim cu această nevoie de sens. În momentul în care nu mai ai sens, nu mai ai direcție, nu mai ai lumină, nu mai ai nicio dorință să trăiești, nu mai ai niciun sens de viață, nicio bucurie de viață. Încotro mergem? Păstorii se întreabă uneori, încotro merge biserica asta? Încotro mergem? Mergem bine? Mergem pe calea bună? Progresăm? Mergem cum vrea Dumnezeu? Iată, așadar, e nevoie de această lumină. Și la nivel de stat, la nivel de țară, să știți că oamenii își pun exact aceeași întrebare, aceeași nevoie. Nevoia de sens, nevoia de viziune, de călăuzire. Am să vă dau câteva exemple biblice, câteva ilustrații biblice în direcția aceasta. Și apoi vorbim de celelalte caracteristici ale unui adevărat stâlp, al unui adevărat preot al casei, a unui adevărat om al lui Dumnezeu. Dar asta se aplică și la soție, și la femeie. Dacă vă uitați, vă rog, în Iosua, în capitolul 24, versetul 15, dar de fapt în tot capitolul 24, Iosua, e foarte frumos acest pasaj. Zice acolo, e ultima adunare pe care Iosua o are cu Israelul. La Sihem îi adună pe toți și le ține o cuvântare. Și ce văd eu acolo și e foarte puternic și merită toată atenția, e că în momentul în care începe să vorbească, Duhul Sfânt vine peste el și profețește. Așa e cuvântarea lui Iosua. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. V-ați gândit vreodată că cuvântarea aceea a lui, de fapt, este o profeție? Și că vine Duhul Sfânt peste el, vine un duh profetic peste el, și el trece în revistă toată istoria lui Dumnezeu cu Israelul. Și le spune evreilor, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum Dumnezeu a început cu Avram, cu Isaac, cu Iacov? Cum v-a scos din Egipt? Cum v-a purtat de grijă 40 de ani în deșert? Cum v-a trecut Iordanul? Cum v-a dus în Canaan? Cum ați biruit Ierihonul? Cum ați biruit popoarele străine? Și totul este ca o profeție. Mă iertați, nu este ca o profeție, e o profeție. Vine peste el o ungere profetică. Asta este calitatea unui conducător spiritual. El nu trebuie să spună, așa vorbește Domnul, sau dacă spune, spune pentru că așa îi dă Duhul Sfânt să spună. Dar trebuie să aibă o ungere profetică. Ce înseamnă ungerea profetică? Înseamnă că știe încotro trebuie mers.
Și după ce le trece în revistă istoria și profetic le arată purtarea de grijă a lui Dumnezeu și implicarea personală a lui Dumnezeu în viața lor, după aceea Iosua le spune, trebuie să veniți la Domnul, trebuie să vă lăsați de tot ce-i rău, să vă desprindeți de toți dumnezeii străini, trebuie să faceți ordine și curățenie, trebuie să faceți asta. Este un apel la pocăință, un apel la apropierea de Dumnezeu. Și apoi este un argument foarte frumos și puternic. Ultimul argument este argumentul personal, exemplul personal. Nu faptul că din când în când poți profeți, nu faptul că din când în când vine Duhul Sfânt peste tine, nu faptul că din când în când poți să spui așa vorbește Domnul, sau nu faptul că din când în când mai strigi la oameni și zici pocăiți-vă, ci faptul că poți să te dai exemplu pe tine și să spui că despre mine, eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Noi cunoaștem direcția, noi cunoaștem sensul, noi cunoaștem calea, noi cunoaștem, avem călăuzirea lui Dumnezeu. Știu casa mea cum trebuie să meargă. Poate că nu știu cum trebuie să meargă națiunea asta, poate că nu știu alte lucruri, poate că nu știu cum merge lumea asta, dar cel puțin știu cum trebuie să meargă casa mea. Cum trebuie să meargă familia mea, cum trebuie să se comporte copiii mei, soția mea, cum trebuie să mergem noi ca și familie, asta e clar și e puternic subliniat în cuvântarea lui Iosua. Apoi în Judecători, în capitolul 13, vine Îngerul Domnului la o familie care n-au copii, o familie din seminția lui Dan și îi vorbește Domnul acelei femei și spune că o să ai un copil. Ea, foarte bucuroasă, aleargă la soțul ei. Soțul ei muncea la câmp. Și Manoah face o rugăciune și zice, Doamne, dacă lucrul ăsta vine de la tine, aș vrea vizita acelui înger să mai vin o dată. Și am niște întrebări, am niște neclarități, am niște urgențe. Nu pot să primesc lucrul ăsta oricum, nu mă pot uita la asta simplu și ușor. Am ceva de întrebat. Și într-adevăr, Domnul îi răspunde la rugăciune și îngerul mai vine odată. Femeia aleargă și zice, vino, că a sosit îngerul. Manoah se duce și amândoi stau în fața îngerului. Și ce credeți că întreabă Manoah? Zice, dacă tu ai vorbit din partea lui Dumnezeu, și dacă se va întâmpla cuvântul tău care l-ai spus că vom avea un copil de parte bărbătească, un copil cu o chemare specială, vreau, zice Manoah în capitolul 13, versetul 12, ce va trebui să păzim și ce va fi de făcut. Cu alte cuvinte, vreau lumină. Vreau călăuzire, vreau direcție, vreau sens. Vreau să știu exact ce trebuie să facem pentru acest copil, pentru care e planul lui Dumnezeu. Vreau, am nevoie de această clarificare, de această înțelegere. Mergem mai departe și mergem în Luca, în capitolul 1, în Luca, în capitolul 2, seminția lui Levi, un preot care era înaintat în vârstă și el și soția lui la fel nu aveau copii, se duce să slujească și în timp ce stătea la slujbă, în timp ce era acolo în fața altarului, din nou un arhanghel al lui Dumnezeu de data asta și unul cu misiuni speciale, Gavril, vine în fața lui și spune, Zaharie, o să aveți un copil, soția ta, Elisaveta, o să rămână însărcinată și copilul acesta o să fie un copil cu totul special și îi veți pune numele Ioan. Sigur, el pune întrebări, se îndoiește, are dubii, merge acasă fără cuvinte, fără posibilitatea de a comunica. Ce face, ce nu face, dar reușește
pe perioada sarcinii, pe perioada cât așteaptă ei copilul, să comunice foarte clar totuși cu soția lui. Și observați ce frumos ne zice doctorul Luca. Zice, s-a născut pruncul. Au venit să-i pună numele, să taie pruncul împrejur, să-i pună numele. Toate rudele s-au adunat, își dădeau cu părerea, cum să-i zicem, sigur că să-i punem numele Zaharia. Și Elisaveta, zice, are să se cheme Ioan. Și foarte frumos, din nou, zice, îl întrebăm pe Zaharia, îi dăm o tăbliță, ne scrie el ceva acolo, să vedem el ce părere are. Și știți cum scrie Zaharia pe tăbliță? Zice, numele lui este Ioan. Cu alte cuvinte, nu decid eu, nu decide Elisaveta, s-a decis. Decide cerul, decide Dumnezeu, decide Duhul lui Dumnezeu. Deja Dumnezeu a spus, de acum noi nu mai trebuie să ascultăm, nu mai trebuie să urmăm, trebuie să fim atenți. Numele lui este Ioan. Cu alte cuvinte, v-ați trezit prea repede, prea târziu. Nu e treaba voastră. Nu e treaba voastră să dați destin acestui copil. El are un destin. Foarte frumos acest lucru. Dacă mergem chiar mai departe, în Matei, în capitolul 2, capitolul 3, o să aflăm până chiar și la, așa cum zicem noi, Sfânta Familie, la Iosif și la Maria, că odată ce se naște pruncul Iisus, ei nu pot să facă ce vor. Au nevoie de călăuzire, au nevoie de lumină. Ei pruncul, te duci în Egipt. Stai cu el acolo cât îți spun eu. Când îți spun să vii de acolo, iei pruncul și te duci cu el nu unde vrei tu, nu unde îți place ție, te duci cu el în Nazaret, te duci cu el acolo. Și Iosif cu Maria ascultă, ascultă. Avem nevoie de asemenea părinți, avem nevoie de asemenea tați, avem nevoie de asemenea preoți în casele noastre. Oameni care să stea în prezența lui Dumnezeu și să primească de la Dumnezeu lumină. Familia are nevoie de lumină. Lumină în ce privește să cumperi sau să nu cumperi, să te muți sau să nu te muți într-un loc, să îți călăuzești copilul în direcția asta sau în direcția cealaltă. Unii sunt de părere, lasă-l să meargă cum îl taie capul, lasă-l să meargă unde are talent, lasă-l să meargă unde îl ajută, știu eu, alții sau... Tu ca părinte trebuie să ai această lumină, această călăuzire. Familia are nevoie de lumină, de călăuzire. Nu numai conducător spiritual, în al doilea rând, bărbatul este și luptător spiritual. Este un luptător spiritual care duce o luptă spirituală și acordă protecție și siguranță căminului lui. Și exemplul care l-am dat atunci a fost în Genesa, în capitolul 32 și 33. Fratele de duminică a vorbit foarte frumos despre Esau, despre Iacov, despre ce mare lucru este să știi să faci decizii, să nu faci decizii temporare, care crezi tu că sunt temporare, dar au bătaie în eternitate, în veșnicia ta, care îți decid destinul și îți influențează istoria și mersul în întregime. Și Iacov, de data aceasta, așa cum bine știți, e un, să zicem, un șmecher. Numele lui Înșelătorul. Tot timpul caută shortcuts, tot timpul caută scurtături, tot timpul caută să se descurce fără să nu meargă the hard way, să nu meargă pe calea cea grea, să meargă cumva, dacă se poate, să fenteze. Cam asta e. Dar este o întâlnire pe care el o are
și o are cu Dumnezeu și o are la râul Iaboc, la locul acela numit fața lui Dumnezeu, numit Peniel, și acolo Domnul îi spune: vreau să schimb numele, vreau să schimb destinul, vreau să schimb natura, vreau să schimb caracterul, să nu te mai numești înșelătorul, să te numești Israel, cel ce biruiește, cel ce se luptă și iese biruitor. Și mai ales vreau să biruiești asupra ta însuți, că asta e cea mai grea luptă, lupta cu noi. Oh, e cea mai grea. Și vine de acolo, îl văd copiii, îl vede familia, îl văd nevestele și vine șchiopătând. Și nu știu dacă a dat el prea multe explicații. Tată, ce ai? Tată, ce te doare? Tată, de ce șchiopătezi? De ce mergi așa? Pe cât se părea că șchiopătează, cred însă că pe atâta mergea de drept și de frumos. Începuse să meargă mai drept și mai frumos. Și vedem asta imediat când vine Esau și tare se teme de întâlnirea cu Esau. Tare se teme că acum este un payday și Esau se va răzbuna și îi trimite cadouri și îi trimite înainte turme și vrea să-l impresioneze. Dar gestul cel mai puternic pe care îl face este că de data asta nu mai este un șmecher, nu mai este un om care caută variantele ușoare și scurte. Își pune copiii, îi protejează cât poate, protejează soțiile, pune toată familia, pune slugile. Și textul ne spune foarte frumos că, la urmă de tot, până să vină Esau, se duce și stă în fața lor. Cu alte cuvinte, dacă Esau vine și e supărat, e mânios, e tulburat și vrea să facă, lovește în mine prima dată. Merge și se pleacă înaintea lui, se smerește, îl primește cu tot dragul, deja nu mai e șmecherul, nu mai e înșelătorul, nu mai e cel care zice să mă ascund undeva și să nu mă găsească, să nu mă prindă. Este această poziție de luptător, de luptător spiritual, pe care soțul trebuie să o aibă. Știți cum de multe ori în narativul Bisericii Emanuel s-a vorbit mult despre grupul de femei care se adunau la rugăciune și am bătut monedă cu toții și a fost frumos și a fost adevărat că trezirea a început cu aceste femei care s-au adunat să se roage. Dar adevărul adevărat este că aceste femei s-au adunat să se roage pentru că soții lor nu erau lângă Domnul. Motivul acestor femei, când au venit la rugăciune, la început de tot, nu știu dacă astăzi soții lor s-au pocăit, nu știu, sau poate știu în parte, sau poate știu că unii chiar s-au pocăit sau chiar s-au întors, chiar s-au lipit de Domnul. Nu știu dacă pe toate acele femei le-a ascultat Dumnezeu sau și-au văzut rugăciunea împlinită. Dar de fapt adevăratul motiv pentru care s-au întâlnit ele și s-au rugat ele este pentru că soții lor nu erau răi, nu erau bețivi sau curvari sau destrăbălați sau cine știe ce, nu, dar nu erau lipiți de Domnul. Nu erau acești preoți, acești conducători, acești titani spirituali care să zică: măi, nu numai pâine pun pe masă, ci cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai să-i cumpăr copilului un costum de haine sau să-i zic soției: ia cardul și du-te odată unde te duci și relaxează-te și cumpără-ți ce vrei și o să fie tot ok. Nu. Ce zice Dumnezeu de casa mea? Ce zice Dumnezeu de familia mea? Încotro trebuie să mergem noi? Când a fost ultima dată când am adunat familia în jurul meu să zic: ne punem pe genunchi, dragii mei, și stăm înaintea Domnului
citim un psalm, să vedem ce ne vorbește Dumnezeu, să vedem ce lumină ne dă. Planta are nevoie de lumină. Fără lumină nu se produce procesul de fotosinteză. Nu se poate procesa viața. Fără călăuzirea Duhului Sfânt, fără sfatul lui Dumnezeu, nu pot trăi. Poporul e fără frâu, copiii sunt fără frâu, soția e fără frâu, soțul e fără frâu. Toți sunt. Care pe unde? Luptător spiritual. Apoi, în al treilea rând, el este un părinte spiritual. Un teacher, un mentor, un părinte spiritual care are o inimă de învățător, care are o inimă de a se apropia de soția lui, de copiii lui. Știți cum spune Pavel? Zice, dacă sunt femei care nu pricep, sunt femei care nu înțeleg, dacă sunt femei care au întrebări, știți ce să facă? Să meargă acasă și să întrebe pe soții lor. Pentru că soții lor nu știu Biblia. Merg la adunare, dar ei merg fără Biblie. Stau pe ultima bancă și bombănesc și nu le place predica. Și atunci femeile se adună în prayer room să se roage ca soții lor să se întoarcă la Domnul. Părintele spiritual e acel mentor, e acel coach, e acel învățător, e acel om care se apropie de copiii lui, se apropie de soția lui, se apropie de cei din casa lui și îi sfătuiește, îi călăuzește, le dă sfat, îi arată, uite așa se face. N-am timp, du-te la maică ta. N-am timp, du-te la Sunday School și întreabă pe învățătorul tău sau pe Sunday School teacher. N-am timp de tine. O, ba nu, trebuie să ai. Și tu, ca frate sau ca soț, ca tată, și tu ca mamă, trebuie să ai timp. Cineva mi-a zis odată, mi-a spus cum a venit dintr-o biserică în altă biserică și a zis, auzeam eu că la Sunday School cineva vorbește despre niște lucruri care sunt greu de digerat pentru copii. Și a zis fratele, ca un tată bun și cu grijă și cu concern, a zis, mă duc la Sunday School să văd dacă într-adevăr chiar asta este. Nu e vorba de biserica noastră, să nu vă gândiți. Și nici nu dau vreun nume ca să nu aveți timp să vă frământați că unde a fost. Dar a fost într-un fel trist și grav. Pentru că a zis fratele, m-am dus și am intrat în clasa de Sunday School și erau copii de 8, 9 ani, 10 ani. Și pe tablă era un cuvânt mare, masturbation. Și am zis, asta învață pe copilul meu de cât avea atunci, 10 ani sau 11 ani. Am și plecat. Nu că subiectul nu e important sau nu e necesar, dar subiectul ăsta nu trebuie scris pe tabla nimănui. Subiectul ăsta trebuie să-l înveți tu, ca tată, ca mamă, cu copilul tău, să le iei deoparte, să-i spui, asta e voie, asta nu-i voie, asta e corect, asta nu-i corect, asta e curat, asta nu-i curat, asta e sfânt, asta nu-i sfânt. Asta place lui Dumnezeu, asta nu place lui Dumnezeu. Copilul ăla are nevoie de sfat, are nevoie de lumină, are nevoie de călăuzire, are nevoie de sfătuirea ta, care numai tu ca părinte, ca tată și mamă îi poți da. Apoi, ca exemplu aici, am dat un alt exemplu fantastic, care e cutremurător de dreptul în paginile Scripturii. E în Ieremia, capitolul 35.
A zis Domnul profetul Ieremia, vreau să dau o lecție în fața națiunii. E ca și cum ai lua o familie și ai duce-o la Fox News sau ai duce-o la CNN sau ai duce-o la un post mare de televiziune și ei pune în fața națiunii și ei da ca exemplu. A zis Dumnezeu, te duci, este un popor de nomad, de nomaz, de cum zicem noi despre țigani, că țiganii cu corturile, adică cu căruțele lor, cu coviltiri, cu mișcarea dintr-un loc în altul. Ăștia nu erau țigani. Pentru că și țiganii sunt oameni, și țiganii sunt oamenii lui Dumnezeu, oamenii făcuți de Dumnezeu, lăsați de Dumnezeu. Să nu înțeleagă de ce spun asta, ca să nu înțeleagă cineva că suntem împotriva vreunei etnii sau alta. Și zice, te duci ei, grupul ăsta de nomazi, ei vin dintr-o seminție. Sunt urmașii lui Ionadab, fiul lui Recab. Tata lor, acum 250 de ani, a fost un om foarte dăruit și plin de râvnă pentru Dumnezeu. Și împreună cu Jehu s-au dus și au făcut curățirea de idol, de Baal, de Astarteie, de idolatrie. Dar ăsta n-a fost numai un revoluționar. Acest Ionadab a avut un foarte, foarte puternic accent asupra familiei lui. Și zice Dumnezeu, e vremea ca după 250 de ani să arăt că ce a plantat Ionadab atunci se vede acum, după 250 de ani. Ai fi zis, păi, lasă-mă, e altă vreme, e altă generație, e alt secol. Pe vremea aia nu era televiziune, nu era internet, pe vremea aia nu aveau Facebook, pe vremea aia nu era cu asta. Acum, după 250 de ani, tu vii să dai exemplul ăsta? Și Dumnezeu, am să dau exemplul ăsta. Pentru că națiunea lui Israel trebuie să vadă. I-a dus în casa Domnului, i-a dus în una din chiliile de la casa Domnului, acolo unde locuiau preoții, i-a pus acolo, i-a pus la masă, le-a pus pahare în față, a pus vin în pahare și a zis, știți ceva? Așa mi-a zis Dumnezeu să fac. Mi-a zis Dumnezeu să vă aduc, v-am adus. Mi-a zis Dumnezeu să pun vin în să vă pun pahare, v-am pus. Mi-a zis Dumnezeu să pun vin în pahare, am pus. Și mi-a zis Dumnezeu să vă zic, beți vin. Puteau să uite unul la altul, dacă a zis Dumnezeu, hai mă să bem un pahar de vin, că nu fi foc. Nu fi, și Doamne fer, nu se întâmplă. Și mai ales că a zis Dumnezeu. Și ei s-au uitat unul la altul și au zis, acum 250 de ani, străbunicul nostru a zis ceva și ne-a dat o poruncă și ne-a dat un exemplu și ne-a dat o direcție și ne-a dat o lumină și după 250 de ani noi mergem așa. Și a zis Dumnezeu, Ieremia, profețește în fața națiunii și spune așa, că ăștia ascultă de un om și voi, evreilor, nu ascultați de Dumnezeu. Dar pentru că ăștia ascultă de un om și de lumina și de direcția și de călăuzirea unui om și a unui tată, profețește Ieremia și spune așa, versetul 19, zice, și aici e frumos, aici e tot secretul. Că Ionadab n-a zis, vreau să fiți săraci. Nu, nu-i voia lui Dumnezeu să fii sărac. Nu cred că Dumnezeu vrea neapărat ca cineva să fie sărac. Vreau să trăiți în corturi, vreau să trăiți
în păduri, vreau să trăiți așa, să mergeți dintr-un loc în altul. Nu. A zis Dumnezeu, vreau să profețești și să spui evreilor secretul lui Ionadab. Pentru că Ionadab a trăit așa, pentru că a dat exemplul ăsta, pentru că a dat porunca asta și pentru că de-a lungul generațiilor l-au ascultat, vreau să profețești și să spui așa, că urmașii lui Ionadab, fiul lui Recab, nu vor fi niciodată lipsiți de urmași care să stea în prezența mea. Practic asta îl mânca pe Ionadab. Asta era râvna lui pentru Domnul. Nu, hai să facem revoluție de dragul revoluției. Hai să dăm legi care să fie mai dure decât alte legi. Hai să fim noi mai grozavi ca alții. Nu! Ionadab avea ceva, abia aici ni se descoperă după 250 de ani, care era inima, care era secretul acelei pasiuni. Pentru că pe Ionadab îl interesa asta. Că ori avea pământuri, că n-or avea, că ori avea mașini, că n-or avea, că ori avea case, că n-or avea, că ori avea degrees, că n-or avea, Ionadab zicea, vreau să cunoască pe Domnul și să știe să stea în prezența lui Dumnezeu. Unde-s părinții aia? Unde-s soția aia? Unde-s soțiile alea? Unde-s bunicii aia? Unde-s acei recabiți? Acei părinți? Și ultimul e să fii și un prieten. Un prieten, sigur că te apropii de el ca învățător, te apropii de el ca mentor, dar ca prieten este ceva foarte, foarte sensibil și delicat aici. În a da lumină și în a da sfat și în a da călăuzire. Am pierdut năframuța. Am avut o năframuță făcută din hârtie. I found it. Și exemplul care l-am dat aici este misiunea sau caracterul misionar al familiei. Și o să vă spun ceva cu care și încheiem. Nu-i așa că Pavel a fost un mare om al lui Dumnezeu, un mare titan, un mare apostol. Nici nu știu dacă a fost vreunul detalii a lui în biserica primară sau după aceea. A fost Apollo un om foarte mare, până acolo încât în Corint chiar intrase în discuția sau în pleiada aceea, unii spuneau că e a lui Pavel, alții spuneau că sunt a lui Chifa, a lui Petru, alții spuneau că sunt a lui Hristos. Mai era o grupă care spuneau, noi suntem a lui Apollo. Dar știți că și pentru unii și pentru alții, și pentru unul și pentru altul, și pentru Pavel și pentru Apollo, Dumnezeu a folosit o familie. Familie care a avut un rol cheie, un rol foarte, foarte important, pentru că a fost o familie matură, o familie care s-a implicat în slujire, s-a implicat în lucrare, s-a implicat în biserică, s-a implicat în misiune. Au venit ei din Roma, au venit la Corint, de la Corint s-au dus la Efes, s-au dus înapoi în Roma, au venit din nou la Efes. Când scrie epistola către Timotei, cea de-a doua epistolă, Pavel, de acolo din Roma, primul cuvânt de salut, știți cum îl dă acestei familii? Acuila și Priscila. Spune sănătate lui Acuila și Priscila, tovarășii mei de slujbă. Apoi, când scrie epistola către latini, către romani, iarăși primii pe lista salutărilor sunt Acuila și Priscila.
Și zice Pavel, ăștia sunt tovarășii mei de slujbă. Ei și-au pus viața în joc pentru mine ca să-mi salveze mie viața. Wow. Familie, soț, soție. Și Fapte, capitolul 18, ne zice puțin despre ce s-a întâmplat. Pavel avea foarte multă opoziție în Corint și chiar se gândea să plece și Domnul i-a spus, nu, să nu pleci, pentru că am să-ți deschid o ușă și am multe suflete aici. Și era destul de necăjit, destul de încercat și era singur și aștepta colaboratorii să vină. Și momentele acelea foarte grele pentru el, de cine a dat? De Aquila și Priscila. Împreună, la ei acasă, la ei în șap, au lucrat împreună, au plâns împreună, s-au rugat împreună. Apoi se duc cu echipa misionară din Corint, se duc în Efes. Și Pavel îi lasă la Efes. Și îmi place să văd acest caracter de sensibilitate, de părinte, de prieten, de finețe în ei. Zice că Pavel s-a dus, a plecat mai departe, pe ei a lăsat la Efes și odată, acolo în Efes, în sinagogă, a venit un tânăr. Și zice doctorul Luca niște calități foarte mari despre tânărul ăsta. Zice, tânărul ăsta, zice, cunoștea calea Domnului. Cunoștea cuvântul Domnului. Avea darul vorbirii, vorbea înfocat. Și predica cu mult zel, cu multă pasiune. Tânărul ăsta avea o mare nevoie. Avea nevoie ca cineva să-l ia acasă, cineva să-l ia să-l sfătuiască, cineva să-l ia să se ocupe de el. Că atâta cât predica și atâta cât știa el, totuși nu știa decât până la botezul lui Ioan. Era Apollo. Și în formarea marelui Apollo, această familie s-a implicat. Aquila și Priscila. Eu tot caut familii din astea. Sunt rare. Sunt aproape pe cale de dispariție. Familii care să spună, ce zice Dumnezeu? Ce vorbește Dumnezeu? Care-i lumina? Care-i călăuza? Care-i direcția? Care-i cuvântul Domnului? Și închei prin a vă spune textul din Matei 7, Domnul Iisus zice, cu cine am să seamăn pe cel care zidește pe stâncă? Cu cel care aude aceste cuvinte ale mele? Și le face. Ne ridicăm la rugăciune. Să ne rugăm ca în familii și soțul și soția să fie treji, să fie sensibili, să fie maturi, să fie interesați, să audă glasul Domnului și să asculte de glasul Domnului. Când facem asta, zidim pe stâncă. Când facem asta, devenim preoți în casele noastre, noi, bărbații, soții. Și soțiile noastre și copiii noștri și toată casa împreună cu noi se implică în lucrare, se implică în slujire, se implică în ascultare. Să ne rugăm ca Domnul să ridice asemenea soți, asemenea soții, asemenea copii, asemenea familii. Ne rugăm.